Bun găsit la retrospectiva acestei săptămâni, sunt Onelia Pescaru. Săptămâna a început, din păcate, cu evenimente nedorite, dar așa cum se întâmplă de fiecare dată, neatenția poate fi fatală în unele cazuri. Un bărbat a fost dat dispărut în apele Oltului și a fost căutat de pompieri și scafandrii pe râu în zona barajului Viștea de Jos. Din informațiile primite de la reprezentanții ISU Brașov, doi bărbați se aflau într-o barcă, iar aceasta s-ar fi spart. Imediat un echipaj a intervenit pentru salvarea acestora. Unul dintre ei a reușit să se salveze și a primit îngrijiri medicale de la echipajul Smurd ajuns la fața locului pentru că suferise o ușoară hipotermie. Cea de-a doua persoană a fost găsită însă decedată în dimineața zilei de vineri. Trupul bărbatului a ieșit la suprafață la 20 de metri de hidrocentrala de la Viștea de Jos. Au fost inundații la Codlea în urma ploii torențiale de luni, curțile și beciurile unor gospodării situate pe strada laterală au fost inundate. La fața locului au intervenit pompierii de la Serviciul Voluntar pentru situații de urgență din Codlea cu două motopompe. Scene de groază în trafic, o persoană a ajuns la spital, iar alte două au fost reținute. Un șofer din Făgăraș a ajuns la spital după ce trei bărbați l-au bătut cu bestialitate în urma unui conflict izbucnit în trafic. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Incidentul a avut loc vineri pe drumul județean 103A, în apropierea intersecției cu ocolitoarea Brașovului. Violența agresiunii din trafic a fost surprinsă de o cameră de bord, iar imaginile au fost ulterior distribuite pe internet. Din primele informații, făgărășanul conducea un autoturism cu volan pe dreapta și ar fi avut loc o șicanare în trafic cu autovehiculul în care se aflau cei trei suspecți. La un moment dat, făgărășanul ar fi blocat în trafic cealaltă mașină, iar cei trei ocupanți au coborât din ea și au început să-l lovească pe individul în vârstă de 47 de ani. Victima a ajuns la spital cu răni superficiale și a primit îngrijiri medicale fără să rămână internat. Potrivit polițiștilor, victima nu a depus plângere. După ce imaginile au ajuns pe internet, polițiștii s-au autosesizat și au identificat pe cei trei suspecți. Oamenii legii au stabilit că agresorii sunt trei tineri din Târlungeni, având vârste cuprinse între 20 și 30 de ani. Doi dintre ei au fost reținuți pentru 24 de ore. Polițiștii au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe și continuă cercetările pentru stabilirea întregii stări de fapt. Schimbăm registrul pentru că educația este cea mai puternică armă pe care o putem folosi pentru a schimba lumea, spunea Nelson Mandela. Recent a avut loc un mare bal pentru educație, se vorba despre balul florilor, unde s-au strâns bani pentru programul Sănătate în școli, ai cărui beneficiari sunt elevii din școlile brașovene. Asociația Start Voluntar ne-a invitat să devenim parte a evenimentului caritabil într-o locație minunată și cu o companie pe măsură. Cu banii strânși, organizatorii vor să dezvolte un program pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor, pentru prevenirea deficiențelor posturale, de nutriție și pentru un stil de viață sănătos. În școlile din județ vor avea loc și ateliere de igienă dentară și igienă mentală. Mulți copii nu stau corect în bănci, care ghiozdane prea grele pentru statura lor, petrec ore întregi în fața calculatorului sau cu telefonul în mână, ori au diferite vicii. Și din ce în ce mai mulți minori au probleme cu greutatea. La balul florilor s-au strâns bani pentru programul Sănătate în școli. 500 de kilograme de carne depozitate necorespunzător, fără a fi respectată temperatura prescrisă de producător. Asta au descoperit inspectorii Comisariatului pentru Protecția Consumatorului din Brașov în urma unui control efectuat la un centru comercial din Bartolomeu. Cantitatea de carne a fost sigilată, iar sancțiunile în acest caz pot ajunge până la 50.000 de lei. Ne-a declarat șeful Comisariatului Regional al Protecției Consumatorilor Brașov, Sorin Susan. Am identificat o cantitate de aproximativ 500 de kilograme de carne și produse din carne care erau depozitate necorespunzător și nu era respectată temperatura prescrisă de producător. S-a sigilat întreaga cantitate și în momentul de față cercetăm toate aspectele referitoare la această societate comercială și la modul în care comercializează produsele și preparatele din carne. Toate produsele neconforme vor fi retrase de la comercializare, iar sancțiunile pot ajunge până la 50.000 de lei, iar în anumite condiții, dacă vor exista și alte aspecte, ne vom adresa și altor instituții abilitate să cerceteze faptele. Aviația dă senzația în orașul lui Iosif Șilimon și al atâtor premiere aviatice românești, orașul care l-a dat României și pe primul și deocamdată de 34 de ani singurul cosmonaut Dumitru Prunariu. Aviația este în aceste zile la înălțime și psihologii s-au alăturat conferinței aviatorilor. Conferința tradițională a Academiei a ajuns la anul cu numărul 20.
Ediția jubiliară adună toată floarea cea vestită a armatei române și aduce oaspeți de seamă. Anul acesta, conferința adună la oaltă și Universitățile Brașovului. 430 de psihologi din tot Ardealul s-au strâns la Universitatea Spiru Haret, gazda dezbaterilor. Am venit și am ținut foarte mult să creștem în locul dumneavoastră pentru câteva minute, pentru a vă transmite gândurile bune, gândurile noastre sincere, inclusiv al studenților, tinerii noștri studenți, care sunt conștienți de valoarea și pregătirea pe care o faceți dumneavoastră și de ceea ce este necesar pentru a dezvolta pe acest palier în domeniul acesta al psihologilor. În primul rând, vă urez succes și sper din tot sufletul ca ceea ce va ieși de aici, din această conferință, rezultatele acestei, să fie pe măsura a ceea ce ne așteptăm și noi pentru a fi introduse în cartea noastră, în revista noastră de cercetare științifică. În cadrul acestei conferințe, pe lângă prezentarea de lucrări științifice și alte evenimente importante, precum un concert unicat susținut de către Filarmonica Brașov și, bineînțeles, fanfara și cei care cântă la noi cu atâta pasiune în cadrul Academiei Forțelor Aeriene, inclusiv un târg și o expoziție și, bineînțeles, pe zona aeronautică și un show aerian care va aștepta duminică la ora 1 la Ghimba. Astăzi am ocazia, ca și coordonator de workshop-uri, să vă prezint partea aceasta științifică. Mi se pare teribil de interesant și lăudabil faptul că pentru prima oară se dă o astfel de amploare grupului de psihologi care sunt aliații de suflet și de muncă ai tuturor celor care lucrează în domeniul forțelor armate, cu atât mai mult în cel al domeniul forțelor aeriene. Pentru Spiru Haret este o cinste de a găzdui un astfel de eveniment. Sunt emoționată să mă întorc din nou aici, unde am cântat chiar în această sală, de atâtea ori gaudeam un sigituri și am spus Vivat Academia, Vivat Academia spunem și acum, sunt 20 de ediții a FASES și sunt niște premiere notabile pe care presa nu putea să nu le consemneze. Faptul că, iată, există această unitate superbă Alma Mater din Brașov, Universitatea Spiru Haret, Universitatea Transilvania, alături de Academia Henri Coandă, iată că avem Filarmonica din Brașov, alături de Fanfara Militară. Iată că avem comunitatea psihologilor alături de experții români, de cei mai buni experți din zona artei militare. Este minunat ce se întâmplă. Este un eveniment deosebit la Brașov și mă bucură că acest eveniment adună toți psihologii din zona Transilvania, care sunt foarte interesați de dezvoltarea profesională. Apreciez foarte mult continuitatea lor și faptul că se implică din ce în ce mai mult pe an ce trece. Suntem onorați să fim astăzi alături de Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă în acest demers științific. Ne bucurăm de prezența specialiștilor psihologi care vor lua parte în zilele ce urmează la workshop-urile organizate și vrem să vă asigurăm de faptul că Agenția Națională Antidrog, ca structură specializată în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, este un partener de nădejde în formarea viitorilor specialiști. Sistemul video pentru stațiile ITP devine obligatoriu, iar absența lui atrage suspendarea activității. Măsura a intrat în vigoare din această săptămână. Astfel, toate stațiile autorizate de efectuarea inspecției tehnice periodice, care nu vor avea montat și în funcțiune sistemul de înregistrare video obligatoriu, vor avea autorizația tehnică suspendată. Autoritatea menționează că întreaga activitate ITP din stațiile autorizate, inclusiv monitorizarea prin sistemul video, trebuie să se desfășoare cu respectarea de către operatorii economici sau persoanele autorizate deținătoare a acestor stații a legislației privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totul a fost făcut pentru protecția consumatorului. De cele mai multe ori, inspecția tehnică periodică se făcea și la mica înțelegere. Cu toate acestea, în țară, de la începutul anului și până în prezent, au fost aduse mașini care corespund din punct de vedere tehnic. Chiar și acest lucru a coincis cu eliminarea timbrului de mediu. Surprinzător că multă lume spune că se aduc toate jafurile prin eliminarea taxei de timbru, dar nu este adevărat. Mașinile care vin sunt aceleași mașini care veneau și în perioada, mă refer ca stare tehnică, sunt mașinile care veneau și înainte când era taxa. Omul își cumpără la valoarea care are o mașină, dar surprinzător să știți că nu au venit mașini cum ne așteptam. Am zis că or să vină o mulțime de gunoaie, suntem groapa de gunoi a Europei, dar nu. Surprinzător chiar sunt mașini bune.
Reprezentanții RAR spun că procesul de verificare a conformității instalării sistemului în stațiile ITP va continua și după 20 mai, până când toate cerințele legale vor fi îndeplinite similar și uniform de toate stațiile de ITP autorizate la nivel național. Respectiv, unghiurile de filmare trebuie să acopere exact area vizată în supraveghere. În momentul de față se fac verificări și la serviciurile autorizate sau neautorizate din punct de vedere al funcționalității acestora. S-au făcut controle, s-au intensificat controlele pentru serviciurile neautorizate și au scăzut. Numărul lor sunt în scădere. Mai sunt și probleme și acolo, pentru că sunt unii care am încercat și foarte greu am reușit să intrăm, să-i controlăm sau să-i găsim asupra lucrărilor faptei, deoarece că lucrează în curte, porțile închise și a trebuit câteodată să apelăm la organele locale, poliție locală, ca să ne ajute, pentru că este un pericol pentru oamenii care se duc la asemenea servisuri. Din 20 mai, dacă sunteți surprinși în traficul ITP expirat, polițistul vă va reține talonul și plăcuțele cu numerele de înmatriculare. În cazul în care se constată lipsa inspecției tehnice periodice valabile, pe lângă sancțiunea contravențională principală reprezentată de amendă, se va dispune și reținerea certificatului de matriculare, precum și a plăcuțelor cu numerele de matriculare. În acest caz, amenda este cuprinsă între 9 și 20 de puncte de amendă. De asemenea, se poate dispune suspendarea înmatriculării și în cazul în care proprietarul în termen de 90 de zile nu solicită autorităților competente transcrierea dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului. Registrul anunță că dotarea suplimentară a fost introdusă ca urmare a constatărilor efectuate în activitatea de supraveghere a stațiilor de inspecție tehnică periodică autorizată de către RAR cu privire la anumite încercări și practici de eludare a procedurilor reglementate de efectuare a ITP și se înscrie pe linia măsurilor periodice etapizate și proporționale propuse în scopul creșterii nivelului de conformare și de disciplinare a activității desfășurată în cadrul stațiilor de inspecție tehnică periodică. Principalele discuții purtate marți la Brașov de ministrul mediului, Grațiela Gavrilescu, cu autoritățile locale și județene s-au axat cu prioritate pe închiderea depozitelor de deșeuri neconforme și gestionarea carnivorelor mari, în special urși. Discuții au fost și despre planul de monitorizare a calității aerului în Brașov. Pentru toate aceste probleme, ministrul mediului a promis sprijin și implicare. Prioritate zero pentru ministrul mediului, Grațiela Gavrilescu, dar și pentru autoritățile locale cu privire la închiderea celor 8 depozite de deșeuri din județ, aflate la Brașov, Codlea, Zărnești, Victoria, Făgăraș, Săcele, Rupea și Râșnov, pentru care Brașovul figurează pe lista neagră a Comisiei Europene, în procedură de infringement trimisă de Comisie la Curtea Europeană de Justiție. Ministrul Mediului a declarat cu această ocazie că s-au găsit soluții pentru a fi rezolvate aceste probleme. Am găsit varianta ca aceste depozite municipale să fie închise cu ajutorul fondurilor administrației Fondului de Mediu. Trebuie întocmită documentația de închiderea acestor depozite neconforme, care sunt în procedură de infringement, conform legislației europene, astfel încât să nu fie niciun fel de problemă ca noi să putem să primim banii pe fonduri europene. Cu ocazia vizitei de ieri a fost anunțat încheierea unui parteneriat între Ministerul Mediului și Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă, care constă în punerea la dispoziția Ministerului pentru utilizare în cazul producerii unor accidente exologice a unui aparat de tip dirijabil, capabil să înregistreze și să transmită în timp real date legate de parametrii de mediu. Săptămâna viitoare vom încheia un protocol de colaborare Ministerul Apărării Naționale cu Ministerul Mediului prin Academia Henri Coandă pentru folosirea unui nou instrument de măsurare a emisiilor, deci pe tot ce înseamnă monitorizarea calității aerului, deci cele care țin de mediu, dar instrumentul acesta poate să fie folosit și pentru anumite măsurători hidrologice. Anul viitor, în luna aprilie, Brașovul va fi gazda reuniunii directorilor de biodiversitate din toate țările UE cu ocazia prelorii președinției Consiliului Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut ieri în premieră la Brașov de ministrul mediului, Grațiela Gavrilescu.
Insuficiența cardiacă este dușmanul tăcut care ucide în timp. Nu doar și dacă este depistată din timp, pacienții diagnosticați cu această boală mai au o șansă la viață. Tocmai de aceea prevenția și educația în sănătate reprezintă o șansă pentru societatea noastră. Astfel, Clubul Rotary Brașov împreună cu Societatea Română de Cardiologie au luat parte la campania Săptămâna Insuficienței Cardiace, desfășurată în perioada 7-13 mai. Clubul Rotary Brașov, împreună cu Societatea Română de Cardiologie și Spitalul de Cardiologie Brașov, a avut ca principal obiectiv în Săptămâna Insuficienței Cardiace informarea corectă asupra simptomelor și cauzelor insuficienței cardiace, dar și conștientizarea riscului de îmbolnăvire. Fiecare om ar trebui să fie prezent la un control cardiologic. Știind de la colegii noștri din clubul Rotary Brașov, care sunt medici, că prezența oamenilor, românilor, este foarte mică la un control cardiologic, ne-am gândit ca în această perioadă, în săptămâna 7-13 mai, să facem o conștientizare a prezenței la medic prin tot ceea ce înseamnă cabinete medicale a medicilor de familie din Brașov. Educația pentru sănătate este extrem de importantă ca să avem o populație sănătoasă, activă, productivă și cât mai puțin pacienți. Conform estimărilor, peste o jumătate de milion de români au insuficiență cardiacă. Probabilitatea medie de supraviețuire peste 10 ani a unui pacient cu insuficiență cardiacă este de 20%. Insuficiența cardiacă, practic, este ultima verigă în lanțul supraviețuirii pacientului cu boală cardiovasculară, iar posibilitățile de a o para sunt relativ limitate în acest moment. Pe parcursul Săptămânii Insuficienței Cardiace, organizată de către Clubul Rotary Brașov, au fost organizate acțiuni de informare corectă, conștientizarea riscului de îmbolnăvire și de facilitarea accesului la metode de diagnostic precoce a bolii prin distribuția de flyere în cabinetele medicilor de familie și prin acțiuni de diagnosticare în cadrul Spitalului de Cardiologie Brașov. Diagnosticul precoce este cel mai important, analizele de laborator, depistarea factorilor de risc sunt foarte importanți în a preveni, a putea depista la timp pentru a putea trata corect. Principalii factori de risc care influențează frecvența apariției insuficienței cardiace sunt diabetul zaharat, consumul de tutun și de alcool, obezitatea și bolile cardiovasculare preexistente, dar și îmbătrânirea relativ accelerată a populației. După vârsta de 50 de ani, numărul de cazuri noi de insuficiență cardiacă crește exponențial până la vârsta de 85 de ani. Omul de afaceri Ioan Neculae vrea în libertate, iar o instanță a judecătoriei Brașov a admis cererea de eliberare condiționată a acestuia. Procurorii au făcut apel, iar Tribunalul Brașov a amânat sentința pentru data de 20 iunie. Ioan Neculae este încarcerat la penitenciarul Codlea și are de executat o pedeapsă de 2 ani de închisoare pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Imediat după ce a fost încarcerat la penitenciarul Codlea, Ioan Neculae a fost repartizat într-o cameră cu alte 10 persoane și, potrivit reprezentanților unității de detenție, acesta a început să muncească din primele zile. Acum, la 6 luni de la încarcerare, afaceristul brașovean Ioan Neculae poate fi liber. O instanță a judecătoriei Brașov a admis marți cererea de eliberare condiționată a deținutului Ioan Neculae. Pe parcursul executării pedepsei a dat dovadă de un comportament corespunzător, sens în care comisia a formulat propunere de eliberare condiționată, propunere ce a fost înaintată judecătoriei Brașov. Administrația penitenciarului Codlea așteaptă soluția finală a instanței competente privind situația juridică a persoanei în cauză. Ioan Neculae a dispărut de la domiciliu imediat după ce a aflat că a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare. La doar câteva ore, milionarul a fost depistat la punctul de trecere a frontierei Giurgiu, în timp ce încerca să treacă granița. De la Giurgiu, acesta a ajuns în arestul poliției Brașov și ulterior la închisoare și în prezent omul de afaceri își ispășește pedeapsa la penitenciarul Codlea. Ioan Neculae a fost condamnat pe 23 noiembrie 2017 la 6 luni de închisoare cu executare, după ce a fost găsit vinovat pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. La această sentință s-a adăugat un an și 6 luni primiți cu suspendare într-o altă condamnare. La începutul anului 2015, milionarul a deschis focul cu o armă de vânătoare după ce a făcut o criză de nervi pentru că unul dintre angajații săi nu a observat că mașina sa avea pană. Omul de afaceri a scos arma și a tras și în celelalte 3 roți care erau în regulă. Vecinii au auzit împușcăturile și au chemat poliția. La scurt timp, pe numele lui Ioan Neculae s-a deschis dosar penal.
Seară de vis pentru melomani și nu numai, brașovenii de toate vârstele, dar și turiștii prezenți miercuri seara în Piața Sfatului au avut parte de o surpriză în premieră organizată de Filarmonica Brașov în parteneriat cu Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă. Sub agheta dirijorului Iulian Rusu au fost interpretate în aplauzele publicului într-o frumoasă seară de mai arii din opere celebre, semnate de Verdi, Rossini, Anderson și alți compozitori celebri. Publicul a savurat fiecare moment la intensitate maximă, cu atât mai mult cu cât evenimentul de aseară reprezintă o premieră la nivelul de colaborare între Filarmonica Brașov și Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă. E premieră absolută, n-am mai cântat niciodată cu dânșii, cu colegii noștri. Avem câțiva colaboratori de la Academie care vin și colaborează cu noi, un percuționist, Ionel Mocanu, și mai avem un tubist de la dânșii, un cornist, un coleg care tot așa, au terminat conservatorul, dar sunt cadre militare. E prima dată, nu avem emoții pentru că și domniile lor sunt profesioniști și noi de asemenea. În cadrul săptămânii Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă, așa cum ne-a plăcut noi să denumim, într-adevăr avem în această săptămână câteva evenimente inedite, unul dintre acestea fiind în această seară, când împreună cu Filarmonica Brașovului vom cânta împreună și alături de dânsii într-un spectacol inedit în mijlocul și pentru brașoveni. În aer liber, la care pot participa oricine, poate participa oricine își dorește. Am venit de la început, nu pot să zic că mi-a plăcut ceva anume, tot spectacolul în sine e frumos. Ariile selectate, interpretarea și ținuta artizanilor acestui eveniment, prezenți pe scena din Piața Sfatului, nu mai au nevoie de nicio altă prezentare. Totul a fost la superlativ și dacă există un regret, acesta poate fi legat doar de finalul concertului, care, potrivit asistenței, ar fi trebuit să dureze cât toată magia unei seri de mai. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante știri din această săptămână cuprinse în jurnalele Mix TV. Sunt Donelia Pescaru, pe curând, toate cele bune!